Vă salut și bine ați revenit pe canalul Călător prin România. Ne aflăm în Sălașul de Sus, satul de reședință al comunei Sălașul de Sus, din județul Hunedoara. Aici, în parcul central, din localitate, se află macheta celebrului Maghiarosaurus Dacus. Macheta are aproximativ 7 metri lungime și peste 3 înălțime și a fost realizată de canadienii Brian Cooley și Mary Ann Wilson. Aceasta respectă întocmai dimensiunile și anatomia celui mai mare dintre dinozaurii pitici care au trăit în insula Hatzeck. Acum 70 de milioane de ani, teritoriul actual al Europei era format din insule mari într-o mare mică. Insula Hatzeck, având dimensiunea Irlandei de azi, era renumită pentru fauna sa de dinozauri pitici. Nanismul insular al dinozaurilor din Hatzeck era cauzat de resursele alimentare limitate. Strutiosaurus transilvanicus este un dinozaur erbivor și patruped, întâlnit foarte rar în săpăturile din zonă. Corpul lui era acoperit de o armură osoasă din plăci și spini, care îl proteja împotriva carnivorelor. Dinții simpli indică o dietă cu plante moi, suculente, eventual insecte. Aici, în centrul localității, se află primăria, căminul cultural și un centru de informare turistică. Avem arborat și un frumos drapel pe acoperișul clădirii primăriei. Comuna Sălașul de Sus, la limita nordică a Parcului Național Retezat, se află într-o zonă pitorească și tradițională. De aici pornește drumul către una dintre cele 4 porți de acces în masivul Retezat. Thank you.
Am părăsit parcul și ne-am îndreptat spre cetatea Mălăiești, pe care am prezentat-o în videoclipul anterior. Voi lăsa linkul către acel videoclip în descriere și la sfârșitul acestui video. După ce am vizitat cetatea, am căutat un loc pentru a lua masa în aer liber. Am ales un loc la poalele retezatului, pe drumul ce duce spre Cascada Lolaia. La Cascada Lolaia am un videoclip realizat cu un an în urmă. Și pentru acel videoclip voi lăsa linkurile în descriere și la sfârșitul acestui video. Drumul spre munți trece prin Nucșoara, iar un viaduct de peste 20 de metri marchează intrarea în sălbăticia retezatului. Și pentru că aceste locuri sunt greu de descris în cuvinte, am să las imaginile să vorbească.
Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. În încheiere, vă reamintesc că abonarea este gratuită și vă doresc toate cele bune!